Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Comuna Durnești, cam 3500 de locuitori. Deci, practic, fiecare locuitor a contribuit cu vreo 11 euro pentru mașina domnului primar. Bun, a instituției. Nu e mult. Nu e dacă mult în Durnești. Da, 50 de lei pentru un cadou, nu dădeai? Am putea să facem și noi asta? Pe asta mă gândesc, da. Eu uite-l, frate. Și eu sunt de acord. Oricând. Putem să-i rugăm pe ascultători să ne dea câte 50 de lei cine asta vrea. Deci, cine 11 vrea. Euro... Mai urmează că domnul primar a anunțat că vor crește și impozitele pentru locuitori în viitoarea perioadă, pentru că, desigur, obrazul subțire cu impozit mare se ține, poftim. Are și alte... Nu poți să iei doar mașină. Nu, da, așa e. De ce a luat-o? De ce a luat mașina electrică? Nu o să credeți, dar acesta a fost visul lui. Citez. Din bani publici, logică. Păi poți să ai... Deplinește ce vise vrei, da? Din banii tăi. Din bani publici, hai să discutăm un pic despre asta, da? Iată, îl citez. Scrie presa locală, Botoșani Online, Botoșani News, mă rog, toată lumea, este știrea săptămânii. Zice, am avut această inițiativă în urmă cu 2 ani. Chiar am prins bani. Ei fugeau banii, dar el i-a prins. Hats! A prins bani în bugetul local, dar din cauza pandemiei, a lipsei chipurilor, abia în acest an mi s-a îndeplinit visul de a avea o mașină economică. Pentru că, nu-i așa, mașina, spune domnul primar, se va amortiza, zice dânsul, numai din diferența de cost la combustibil. Citez. Te și gândești, mamă, îți dai seama cât merge el prin comuna Durnești din Botoșani? Nu, dar e drumuri la județ. Asta mai departe. Drumul la București, zice dânsul, a costat aproximativ 280 de lei dus întors. Înainte am fost cu un Touareg. La București am pus motorină de 1100 de lei, a spus domnul primar. Se cere să se calculeze câte drumuri săptămânale va trebui să facă domnul primar la București ca să acopere diferența față de o mașină românească cu un preț convenabil. Deci asta, minimum 40.000 de euro. Eu zic să punem 45.000 ca să fim onești, da? Păi și tu un discount, nu felul. 40.000. Nu că acolo de unde a luat aia nu fac discount, că știu eu. Am întrebat, nu se va. Da, Loganul începe de la 13.400 de euro. Unei Duster. Dă-i un Duster. De ce să-i dau, mă, Duster? E fiert pe SUV-uri, n-ai văzut? Bine, mă, Duster-ul ăla, cât începe Duster-ul? Pune-l 20.000. 20.000? La Duster-ul cred că este ăla... Unul ca lumea. Nu, păi, stai-o puțin, de ce, ce înseamnă ca lumea? Omul vrea cu opțiuni. Ia, Duster. Începe de la 15.300 de euro. L-am dat pe ăla de 20.000. Bine, omul a zis că ți-a luat cu opțiuni. Măcar climă. Bine, mă, să se calculeze. Da, vreau. Și acum are diferență de 25.000 de euro. Da, să se calculeze. Bun, domnul primar e primar din 2008, apropo, îl cheamă Vasile Sasu, dar stați, visul primarului s-ar putea să nu țină. Deoarece omul de afaceri Gică Tăbultoc, care cred că e rudă cu Șomâldoc, Gică Tăbultoc, care are de recuperat de la primăria Durnești peste 100.000 de euro, păi ce bugete sunt la primăriile astea, pe cuvântul meu, adică are de recuperat peste 100.000 de euro, dânsul făcea, colecta gunoiul cu firma lui pentru cetățenii din comună și nu s-a plătit. Deci nu s-a plătit, s-a dat în judecată primăria, a câștigat. Deci ca atare, domnul de omul de afaceri Gică Tăbultoc a anunțat că va pune sechestru pe mașina nouă a primăriei și o va și lua. Adio, visul frumos s-a terminat. Adio. Săra cu primar. Asta e, deci adio, economii la combustibil pentru domnul primar Sasu. A avut și dânsul un vis, să aibă o mașină electrică roșie. După la București era greu să meargă cu ea. Trebuia să mai oprească pe drum. Asta e, deci, pa economii. Uite, de-aia trebuie crescute impozitele. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.